Eu cred că în județul Vâlcea PSD-ul rămâne principala forță politică pentru că atât la uh, alegerile europarlamentare, dar iată și acum la alegeri uh, la, pentru funcția de președinte al României, PSD-ul uh, în județul Vâlcea este peste media națională. Cenii ne-au arătat că uh, au încredere în proiectul nostru de țară, că au încredere în Victor Ponta, Chiar dacă județul nostru se confruntă cu probleme despre care cu toții știm, pe care în fiecare zi le, le analizăm. Președintele executiv al PSD, Vulcea, este mulțumit de rezultatele obținute de filiala județeană și îi felicită atât pe colegi cât și pe susținători pentru eforturile depuse. Avem uh, rezultate spectaculoase, avem localități unde sărim de 75% în uh, localitățile de care am răspuns eu direct în colegiul meu s-au înregistrat rezultate foarte bune, la fel cum în celelalte colegii ale colegilor mei parlamentari și Dumnealor vreau să le mulțumesc. Să vă dau un exemplu. În Comuna Dănicei am câștigat cu 62 la 18. Adică în foarte multe zone din județul Vâlcea, Alianța Electorală PSD-UNPR-PC a înregistrat rezultate absolut spectaculoase. Și vreau, pentru că toți suntem la capitolul ăsta al mulțumirilor, așa cum le-am mulțumit tuturor colegilor mei, vreau să le mulțumim și partenerilor noștri de Alianță, colegilor din UNPR și din PC, cei care au fost alături de noi în această campanie electorală.